Astăzi începem clipul la Dab Auto Serve pe splaiul Unirii. Mai țineți minte giveaway-ul cu Suzuki-ul pe care l-am dat, o revizie la Suzuki? Ei bine, aceasta este mașina câștigătoare. O să vedem cum se realizează revizia și cum se face o verificare corectă într-un service de marcă, un service mare. Și ce m-a surprins pe mine, că deja am filmat revizia, este cât de curat și de profesionist este serviciul de la Dab Auto. După ce facem revizia la Suzuki SX4, luăm Fiatul 500 și ne distrăm cu el. Fiatul 500 electric, care în primul trimestru al anului 2022 a fost cea mai bine vândută mașină electrică din Europa. Au rupt cei de la Fiat cu 500-le electric. Și pe bună dreptate. Nu mai lungim, like dacă vă place clipul și subscribe dacă vă place contentul. Mașina cu Luci Popa începe la Dab Auto. Înainte de drumul cel mare, hai să vă arăt portbagajul. Deci încap două trolere, unul mare și unul mic, și un bidon de lichid de parbriz, fără să rabatez bancheta. Două persoane până la Craiova sau, mă rog, mașină de weekend. Dacă ai suficientă autonomie sau destinația ta în rază. Mă rog, poți să o încarci pe drum. Mai multe după drum. Hai să vedem dacă ne ajunge bateria până la Craiova. Ai loc? Da, deci scaunul e foarte decupat, astfel încât eu am loc.
foarte, foarte de copac. Ai lăsat și foarte mult pe spate. Da, așa este, dacă tu îl ridici, să-mi pun și o centură. Apropo, are doar 4 locuri în spate, ceea ce nu e neapărat un lucru rău și bancheta se rabatează cu totul, dintr-o singură bucată. Ideea este că dacă vrei să rabatezi bancheta, întâi dai scaunele în față, rabatezi bancheta și după aia dai scaunele... Gata? Da, și după aia dai scaunele în spate, astfel încât să atingi bancheta. Opa, da. Pornește registrarea. Păi da, e pornită deja. Da, da. Este pornită deja. A, știi ce e mișto la mașina asta? Trebuie să mai apeși o dată pe butonul de start. Gata, când face ta-na-na-na-na. Are senzor, nu are camere, ține minte. A, și are one brake... One pedal. One pedal, fa. Păi scoate asta cu one pedal. De ce? Stai așa, să pleci ăștia pe aici. E mult mai simplu să folosești one pedal. Zici? Da, da, da. Ui! Regenerezi mai mult. Da. Păi popa la te-l dezgârcioman. Apropo. Eu? Am venit, da, de la București. Consum 11,4 kWh. Dacă o încarc acasă și am încărcat-o acasă, ar veni 10 lei la 100 de kilometri. Adică am făcut drumul Craiova-București cu 25 de lei. Dar de fapt eu am făcut drumul Craiova-București gratis, pentru că eu am fotovoltaice și sunt producător. Ce v-am spune, că aseară, azi noapte, ai sărit gardul la vecinii tăi cu un prelungitor lung, ai conectat prelungitorul la oamenii ăia și ai încărcat mașina de la vecini, nu de la tine. Nu, deși puteam să fac asta, dar eu nu am vecini. Vecinii mei, dacă era un concediu, făcea așa, recunoaște. Da. Având în vedere cumva automobilul în care ne aflăm, așa. De fapt, clar, având în vedere automobilul în care ne aflăm și că suntem trei, raportat la actorul ce face reclamă la acest autoturism, propun să ne prezentăm așa. Leonardo Di Caprio. Da, Leo face reclamă la asta, nu știam. Da. Făcea și Jennifer Lopez într-o vreme, n-am putea... J-Lo? Mă rog. Nu cred că ai vrea să fii J-Lo. Prefer să fii Mihai Popescu, crede-mă. Deci noi... Să-l ai pe Ben Affleck astăzi lângă tine. Astăzi totuși mă simt în rolul domnului Păun, care a făcut o alegere foarte înțeleaptă cumpărându-și o mașină ca asta. Eu am mers cu ea la Constanța. Cât costă popa mașina asta? Pleacă de la 22.000 de euro cu rabla că s-au scupit acum. Și adică 22 cu tot cu rabla? 22 cu tot cu rabla. Erau și aici pe mii, s-au scumpit cu 6.000. Au fost și aici pe mii. 15.000 de euro. 9, Daniel. Ce vrei mai bine? Au fost și aici pe mii. În mașina asta e calitate, uite-te ce scaune ai, cât e de frumoasă. Nu e cel mai spațios habitacru, dar nu e nici cel mai mic. Dar vezi că plasticul e pe două zone, sus e tare, jos e moale, ăla e tare și acolo e o idee mai moale. Dar e foarte frumoasă, uite-te cât a... Păi, ecranul ce calitate are? Cine crezi păi că e Android? E Android. O astfel de mașină. Este Android. Un personaj feminin. Mihai, ia apasă pe Apple CarPlay acolo. Unde e ăla? Apasă pe sub navigație. Ia vezi, Daniel. Opa. Sub navigație. Sub navi, unde scrie nav. Vreau să verific o chestie. Aici? Da, apasă acolo. CarPlay. Waze. Păi ce CarPlay? E wireless. Mi-a sfârșit mi s-a conectat telefonul wireless. Nu. Ia uite, cu mine, Roxana Izabela, Auto Masterchef. Ia uite cum are trecut în telefon. Dar cum vrei să te am? Dacă găsesc numărul lui Drăgotescu pe aici ne certăm. Bine. Marian ți-a ca auto. Marian e Marian, nu? Da. E bine, hai, ai scăpat pe ziua de azi. Lasă să vedem ce canale YouTube vede popa. Asta e YouTube Music. Ce drăguț. Pentru că eu încercam ca prostul să mă conectez cu cablu și mașina vrea să se conecteze wireless. Înțelegi? Și îmi dădea eroare. Dar uite, acum că l-am lăsat în pace, mi s-a conectat și am Apple CarPlay wireless pe mașina asta. Deci știi că Fiat este o mare... Apropo de conectare, scuze-mă că te întrerup. Nicio problemă. Un producător premium, BMW în speță, inițial a băgat abonament la CarPlay. Știți povestea? Acum vreo 2-3 ani. Și acum câteva zile ce a băgat? Abonament la încălzirea în scaune, $18 pe lună. Și abonament pentru încălzirea volanului. Da. Abonament de pentru da. Pilotul automat. Hai de dar știți ce trebuie să pună în România? Dar nu va avea niciodată succes. Abonament pe semnalizare. Da. Și pe frână. Nu o să le aibă niciodată. Nu o să le aibă niciodată. Dar știi ce e interesant? La prima vedere pare o aberație, dar din noiembrie până în martie o folosești încălzirea în scaune și în volan. Pe urmă nu mai folosești. Da. Dar dacă îți va reduce mașina
prețul mașinii cu foarte mult, cu foarte mulți bani. E 460 de dolari să o cumperi o dată și 18 dolari pe lună. Păi și mă rog, până acum cum a fost? Acum tot atât. Îmi place volanul. Are această tendință sport cu teșitura asta, dar nu e nimic sport la mașina asta, dar e o piele de calitate. Îmi place închiderea centralizată cum e pusă pe... Și arată și unde e mânerul de urgență. Îl vezi? Mânerul de... A, e mai jos, dar nu se vede, nu se vede. Nu. E sub geamuri. Are impuls la geamuri. Cargo. Autonomia în acest moment e de 284 km. Bateria este 91%. Apropo, asta voiam să punctez. Autonomia la mașina asta declarată în computerul de bord este foarte pesimistă. Adică eu am făcut 330 de km autonomie teoretică cu ea și niciodată nu mi-a arătat mai mult de 280. E foarte pesimistă. Mașina duce mai mult, da. Și am făcut 330 de km în regim de exterior pe modul Sherpa, care e modul cel mai economic, cu aerul condiționat pornit, clima pornită mereu. În oraș te apropii de 400 de km. Eu am venit aici, de la mine, de la metro până la voi, am venit cu un consum de 6 și ceva kWh. Asta înseamnă undeva la 600 și ceva de km autonomie teoretică. Dar contează și stilul de mers și distanța pe care o parcurgi făcând asta. Dar 350 în oraș este posibil, 300 în afară este posibil, cu condiția să fii cumpătat cu bateria. Aceasta este o mașină de oraș. Eu am vrut să demonstrez că se pot face și drumuri exterioare la nevoie. Se încarcă de la 10 la 80% în 35 de minute, încărcare 85 de kW, evident rapidă DC. E o mașină de oraș, nu trebuie să existe confuzii, dar are centru de greutate coborât, e și bună pe viraje, până în momentul în care atinge aderența anvelopelor. Revenim puțin, revenim. Știi că eu conduc hibridă, Prius, așa. Iar stilul ăsta cu one pedal e debusolant atât pentru cineva care conduce o mașină cu combustie, dar și pentru cineva care conduce o hibridă, pentru că la hibridă de obicei știi, tenta să apeși puțin frâna ca să încarci bateria. Uh-huh. Iar aici lucrul ăsta îl face automat ea, prin acest sistem, oricum, one pedal. O mașină de genul ăsta, făcută de producătorul ăsta, cu formele astea, este ideală pentru cine locuiește într-un oraș mare european. Mediu sau spre mare, gen, vorbim de orașele Italiei, unde se integrează perfect. Acolo da, mașina adică asta e... Mi se pare o mișcare de geniu a unui producător ca Fiat, pe lângă faptul că are, cum se numește, a reeditat modelul în 2007. Noi da. Vorbim de Stellantis. Și modelul... Adică și că emblema Fiat e altceva, dar... Și acum asta a fost până în Stellantis proiectată. Până în Stellantis a fost proiectată, adică... Ați văzut ce fac șoferii de Volkswagen? Ce fac? Se bagă în depășire pe linie curbă. Continuă. Lasă să se bage, poate surprindem un accident. Păi era Ford-ul din față. Mașina asta se vinde în paralel cu modelul vechi 2007. Se numește The New 500, mașina asta, The New 500 sau 500e pe anumite piețe. Se vând în paralel modelul vechi termic și modelul nou. Și cea mai vândută mașină din Europa electrică în anul 2022, luna aprilie, care credeți că a fost electrică? Dacia Spring. Asta. Se vinde de două ori mai bine decât Dacia Spring Fiat 500 electric. Uite cum arată Luci. Și nu miroase nea fiară de călcat și mai știu eu ce. Nu mai am amintit de experiența. Trebuia să te lua cu mine atunci în decembrie pe Lapovița aia. Te luam. Și văd dacă mai comentai. Te luam. Mașina, deci tableta este cu Android, există două versiuni, tabletă mare și tabletă mică. Asta e tableta mare cu navigație Android. Uitați-vă ce rezoluție are, dar și ecranul cel din stânga. Ce rezoluție are. Dar știți unde este făcut ecranul din stânga? Unde e făcut ecranul ăsta? Ia, ai voie la o singură încercare. România? Da. Da. La fel ca și cel de seria 7. Ai renunțat acum, Daniel, la regenerare? Îți place mai mult așa fără? Pe normal? Nu, ridicai piciorul de pe accelerație, dar începui să mă adaptez la stilul de conducere. Că... Păi nu, că ai schimbat modul de rulare. Nu l-am schimbat eu, l-am schimbat Mihai. Ok, acum ești pe normal. Păi există modul range, care... activează one pedal-ul și există modul Sherpa care ai, în care ai agresiv, în care ai regenerare agresivă, da, și one pedal. Chestia e că în modul normal
nu trebuie să mergi decât la drum mai lung dacă nu vrei regenerare. În rest, modurile Range și Sherpa sunt mai mult decât suficiente. Oricum, o mașină care arată ca asta. Da. Daniel, ne-a oprit aerul condiționat. Da. Nu, dacă nu, acum dă-i nu. Lasă-l pe Sherpa și activează AC-ul, pentru că deși se dezactivează, tu poți să activezi AC-ul pe Sherpa. Nu te va condiționa. Da, nu te va condiționa aerul condiționat, știi? Mi se pare mașina ideală pentru o doamnă sau o domnișoară. Știi că există versiuni, versiunea cheală nu are nici măcar radio, nici nimic, sau are un radio, dar are tabletă, știi? Cu care poate merge și un bărbat. Adică partenerul soțul doamnei. Da. Păi gândește-te că eu am venit, noi suntem trei bărbați. Doi bărbați și jumătate. Doi bărbați și jumătate într-un Fiat 500 electric și crede-mă, dacă noi ne aducem acum în centrul Craiovei și am merge la o terasă, nu s-ar uita nimeni. Nu vreau să plătești că bă, n-am mâner aici, papa. N-ai mâner deloc și n-ai nici agățătoare pentru hăinuțe. Poate din cauza trapei? Nu. Pasagerul din dreapta întotdeauna trebuie să-și facă machiajul și să-și pună ruj. Din cauza asta, dacă te ții cu mâna, nu poți să faci lucrurile astea. Deci nu avem agățătoare, nu avem mânere. Există și o versiune decapotabilă și există și o versiune cu două uși pe partea dreaptă. În locul montantului de pe partea dreaptă, se montează o ușă. Deci Hyundai Veloster... Hyundai Veloster 500 electric, da. Altă chestie, poziția la volan mi se pare bună. Confortul după 4 ore de condus a fost foarte ok. Sistemul audio se aude decent. Bine. Da, mai mult decât decent. Și are o, îți dă o senzație de bunăstare, de bine mașinuța asta. Și știi, are și un nume sonor așa. 500! Oricui ei spune ce mașină este, este un Fiat 500. A, dar chestia e drăguță. Și eu n-am întâlnit până acum domnișoară sau doamnă. Să nu dai pe spate cu mașina asta. Exact. Exact. Bun. Cotieră, una adâncă. Ce zi de post. De aia, de Crăciun, de Paști. Deci au loc, cred că, 8 telefoane suprapuse. Da. Cel puțin două doze. Și suportul de pahar cu cauciuc și telefon acolo. Oh, da. Foarte interesant da. Aici. Și o să mai arăt. USB. Deci, vechiul 500 electric, de fapt, încă e actual, da? Termic, se fabrică în Polonia, la Tichy. Tichy, de fapt. Așa se numește. Iar asta se fabrică în Torino. Ei, aici avem asta. Uite. Torino. Vedeți? Ăsta e Torino. Mihai, uite-te. Orașul Torino. Ah, silueta orașului, foarte tare. Exact, da? Orizontul orașului. În fabrica din Italia s-au băgat 700 de milioane de euro pentru fabricarea mașinilor electrice și încă 50 de milioane pentru baterii. Și Mihai, uite că tot deschis și torpedou. Uite la cât de mică e mașina, uite cât de mare torpedou. E imens. Pentru astfel de... Cred că are... Opa, eu dacă mi-aș putea permite, eu aș cumpăra o astfel de mașină, ca a doua mașină sau ca mașina doamnei domnișoarei. Da. Pentru că e cea mai frumoasă alegere de genul cu tehnologia de mașină electrică. Și care nu are un preț uriaș. Și cum se deschide ușa, apeși pe buton. Da, da. Și are jos și mecanicul. Da. De urgență. O să arătăm. Hai, să-i dăm voie și lui... Și, Daniel, tu ce înălțime ai? 1,87. 1,87. Și eu, în spatele tău, eu nu am atins cu picioarele scaunul. Da? Dar, într-adevăr, există un dezavantaj la toată chestia asta, pentru că portbagajul, într-adevăr, nu e cel mai mare. Da, și probabil cineva în spate, la 1,87, poate atinge. Hai să vedem portbagajul, dacă tot discutăm. Da, hai să oricum, jantele arată incredibil de bine. Apropo de jante și de anvelope, nu, avem regenerare cu... avem frâne cu tambur pe spate pentru că avem regenerare. La o mașină de 2 tone, parcă n-aș pune tambur, dar la o mașină de o tonă 300, aproape o tonă 400, aș pune. Și încă o chestie, dacă ții versiunea cu baterie mai mică, că există și mai mică decât asta, e... ai sub o tonă 300 greutate. E cea mai ușoară mașină electrică de pe piață după Dacia Spring. Acum am găsit explicația pentru zgomotele în rulare, pentru că aici este plastic, nu e o pâslă. Dar înțeleg că e o mașină de buget și e ok făcută. Da. Și am mai observat eu ceva. Evident, anvelopele sunt, deci fii atent, Continental Eco Contact 6, dimensiunile 1.95, 55, 16. N-au putut să pună 2.05, că ar fi fost prea late. Dar... săptămâna 1 din 2021? Exact, dar uite-te, sunt... XL, sunt extra load pentru mașinile grele. Da. Cu toate că mașina nu e grea, i-au pus extra load. Foarte, foarte drăguț. Bun, hai să vedem portbagajul. Unde? 185 de litri, în adevăr, nu e mare. Acolo stau cablurile, aici stă cablul de acasă,
cablu domestic, de încărcare domestică, acolo stă cablul. Și uite ce gentuță fain are. Niciodată n-am... Da. O fi Prada? Acolo stă cablul Type 2 și bancheta se rabatează foarte simplu. Un pic așa, un pic așa. Și v-am spus că trebuie să rabatezi întâi scaunele față, să dai tetierele jos și după aceea... Deci nu este o mașină... Dar te poți duce la cumpărături cu ea, ca să fim serioși, nu iei un jumătate de porc să-l pui aici. Ați văzut mai devreme aici în clip faptul că eu am băgat două trolere aici. Două trolere. Unul mare și unul mic și au încăput. Și arată și cum se închide. Mai ales pentru doamne care știu că trebuie să se agațe. Da. Așa, deci am arătat spatele. Hai să o arătăm așa de ansamblu. Și fața, că e foarte frumoasă. Da. Senzor de parcare. Senzor de parcare, da, doar spate de data asta. Și lumina de marșalier. De închidere de uite, schimbare. LED-uri. Activează semnalizările, Mihai, avariile. Ce desen frumos. Da. Cred că... Totul cu LED. Vezi? Și toate sunetele pe care le scoate mașina sunt... Suna mașină. Suna, știi, nu a lucrurile alea de... Păi fii atent aici, fii atent, nu poți să scrii fii atent fără Fiat. Avem noua siglă Fiat. Altă chestie, la vechiul 500... Hai și în față. La vechiul 500, ruginea toba. La asta n-au mai pus tobă. Păi logic, ce să mai facă cu ea popa? La vechiul model, cutia automată SL Speed, dar care erau... Modelul l-ai prezentat? Nu, îl arătăm acum. Deci... cu touch și cu clapetă. Exact, așa încui și se descui mașina. Dar ia, vreau să ții tu un pic camera, că vreau să arăt o chestie. Oprește semnalizarea. Ca să nu mai bipăie. Și farurile. Și eu iau cheia, că vreau să vă arăt o chestie. Pe care am descoperit-o. Ești? Ia, trage și capotul. Nu, stai un pic că trebuie să o închid întâi. Deschidere electrică, da? Fii atent aici. Tu ești aici, vrei să încui mașina de la keyless, da? Niciun zgomot. În momentul și tu vrei să... Bă, s-a încuiat sau nu s-a încuiat? Și tu după aia faci așa. Și se deschide, știi? Pentru că ești lângă ea. Pentru că ești lângă ea. Și tu nu ai decât semnalul vizual. Poate e configurabil undeva. M-am uitat prin setări, nu am găsit. Deschide și capota. O deschid. Uite, semnalizarea laterală, uite cât de frumoasă e. Totul cu rol aerodinamic. Da, da. Se continuă de aici, se continuă. Trebuie aici. Să privești puțin că e ieșită. Da. Nu e doar aplicată. Da, dacă ar fi să criticăm ceva, știi ce nu înțeleg? Lipsa sprâncenelor. Nu. Ai becuri clasice, și de poziție și de far. Opțional LED-uri. Doar că acum cu criza de semiconductori mai e greu cu LED-urile, știi? Și aici la semnalizare tot de clasic, pentru că la o mașină electrică te așteptai să ai... Da, standard, da, n-ai nici tabletă, n-ai nici jante pe aliaj, adică sunt anumite... Ta-dam! Motor electric, invertor deasupra, 118 cai putere, există și o versiune cu vreo 90. Dar vrei să spun că mie se asemănă Opel? E același producător. Da, e același furnizor de componente. Sub ansamble. Exact. N-am cum să-i pună franc. Ce înseamnă asta? Mopar, Motor Parts. E divizia... americană? Da, divizia piese. Americană de piese, da. Interesant. E aici? Păi asta nu văzusem. Aici este un motor electric baterie, în simplitatea lui. Baterie, în simplitatea subansamblelor. 42 kWh, dintre care ai să zic că folosești 30 și un pic, autonomie 320 VLTP. Eu am scos 330 cu ACU pornit. Tracțiune față 9 secunde până la 100, versiunea slabă de 90 de cai 9,5, dar este un detaliu interesant la aceste două motorizări. Dacă până la 100 ele, evident există o diferență, că e una mai puternică sau alta, până la 50 ambele au același timp, pentru că una e mai ușoară și nu poate să pună cuplul jos. Oare nu se răscolesc în mormânt italienii când văd Petronas, când ei au Jeep-ul? Interesant că recomandă. Vechile obiceiuri mor greu. Dar uite o chestie interesantă. Ce înseamnă să ai parteneriat cu un producător, da? Folosește așa. Pentru radiator Petronas, da? Pentru circuitul de frână, pentru transmisie, mă rog, de la răcire se referă și aici. Lichid de spălare parbriz. Pentru lichid de spălare parbriz. Cine își cumpără lichid de spălare de parbriz de la Petronas? Cine locuiește într-o țară unde nu folosește spălătorul de parbriz? Sunt cu 5 lei pe la noi.
Dar asta e o chestie, știi că la noi nu găsești prea multe soluții de parbriz, Daniel? De calitate. Ai văzut mașinile aduse din Germania. Bă, miros, au mirosul ăla de, care nu-l vei găsi în România. Poți să răscolezi, să cumperi Sonax-ul și mama, da. Sonax. Ce soluții sunt alea și de ce la noi pe piață nu, sunt, nu există, nu știu. Și încă o chestie. Fiatul 500 noi l-am testat generația trecută împreună, da? Da. N-avea amortizoare la capotă. Asta a pus. Au crescut în calitate. Scutia automată, se lespida, am zis. La vechiul Fiat 500 avea niște probleme. Era robotizată. La asta n-am mai pus transmisie. Nu mai are ce probleme. Pe mașină electrică, da? Popa. Când dădeai cu ușa la Fiatul 500, era, acum se aude la mașină. Se vede că au băgat bani. În față nu avem emblema Fiat. Doar pe spate e emblema Fiat. Pe cheie. Uite-te. Pe cheie. Nu există emblema Fiat. Există doar emblema 500. Și butoanele. Îmi place că aici la portbagaj ai o berlină totuși, adică nu e chiar o berlină, dar eu vreau de un an de zile și le-am spus celor de la DAB Auto care au fost drăguți să-mi o dea să o prezint cu voi. Eu le-am spus că de un an vreau să testez mașina și mi-a spus de un an o avem, de ce n-ai venit mai devreme, știi? E una din mașinile mele electrice preferate. Și ale mele, să știi. Chiar este și mi-a demonstrat, apropo, bate Honda E la autonomie, oricât de mult îmi place mie Honda E, e prea scumpă. Și nu are auto... M-am chinuit să vin cu ea până la Craiova. În înuntru. Da. Ei, asta mi-a demonstrat că poate fi eficientă. Nu știu, oglinzile sunt mari. Pentru o electrică nu te aștepta. Uite și tu cât de mare oglinda e, cât capul meu. Vizibilitatea e bună. Portul de încărcare. V-am spus. AC 11 kW, nimic greșit. 85 kW DC la bateria mare, 50 la bateria mică. Dar, uitați-vă. Avem capace de cauciuc. Nu toate mașinile electrice moderne mai nou au capac pentru AC, pentru DC au toate. Cauciucat de calitate, nu de plastic ieftin. Alt detaliu. Aici vezi unde se încarcă. La unele mașini nu vezi decât în interior. Da, se încarcă. În exterior foarte mișto, da. Chestia asta. Și dacă vrei să o scoți de la încărcat, nu trebuie să dai de două ori de cheie sau să găsești un buton dinăuntru. Ai butonul ăsta. Sunt chestii mici. Dar care contează. Dar care contează. Da. Dar care contează. Și mai vreau să mai remarc ceva. Se vede că are stil. Da. Și asta nu neapărat doar din design. Că într-adevăr, mașina asta a făcut istorie și o să facă istorie în continuare. Dar doar privind, uite, la tapiserie și forma scaunelor. Și există mai multe opțiuni de personalizare. Adică asta este doar una din ele. Fiatul 500 poate fi personalizat. Transmisia, vezi acolo, PRND. Vezi? Totul, butoane. De calitate, că asta vreau să spun. Totul este, se simte mai de calitate decât ce făceau italienii. Da. Totuși, pentru o mașină făcută în Italia, într-o țară scumpă, da, nu are un preț mare. Pentru tehnologia din ea, nu are un preț mare. Într-adevăr, materialele nu pot fi moi peste tot, pentru că mașina are un preț. Și e vorba că trebuie să se încadreze într-o anumită greutate, că altfel nu va mai fi eficientă. Exact, pentru autonomie. Dar la scaune, la butoane, la volan și... Și vreau să mai remarc ceva. Zi. Pe geamuri ai văzut ce scrie? Ce scrie? Mopar. Tot Mopar. Uite, eu n-am observat chestia asta. E un producător de așa ceva. Da, e un producător american. E un producător american de piese pentru mașini americane. Mașina asta cred că se va vinde și în America destul de bine, pentru că americanii sunt... Știi că... În ciuda prețurilor, bine, vorbeam, nu mai sunt prețuri. Asta nu este prima generație de Fiat 500e. În 2013 Fiat a lansat în America, doar în America. Și mulți europeni au importat din America. Eu am văzut una în București, am văzut una în Budapesta. Fiatul 500 electrice, importate la rândul lor. Ei, mașina asta nu a fost anunțată pentru America, dar o țară unde a fost anunțată e Brazilia. Și încă o chestie. Toți producătorii în faruri își pun denumirea. Fiat nu își pune denumirea, își pune 500C. 500, nu, asta e 500 și atât. 500C-ul e varianta decapotabilă, știi? Este și varianta decapotabilă. Dar emblema. E demn de remarcat. Uite, EU. EU. Vezi? EU. Acum, numai Fiat poate să vândă o mașină care e de 15 ani pe piață. Mă refer la versiunea termică de la 500 și încă s-o vândă bine. Fiatul 500 în luna aprilie, toate caroseriile și motorizările, a fost a patra cea mai vândută mașină din Europa. Uite cât de frumoasă. Păi și da. Câte de asta e mașină chic, e mașină obiect. Mașina care o cumperi pentru cum îți place, iar acum are și o tehnologie mega utilă și mega economică. Da. Și îmi place că au avansat cu tehnologia. Sistemul Uconnect, care e Android 100%, deci e un skin pe Android, e un mare pas înainte față de ce făceau
înainte. Și același sistem, un pic mai avansat, se găsește și pe alte mașini, alte modele. Dar, na. Nu știu, eu cred că se va vinde mult timp, nimeni, mult mai bine decât Mini. Copiii. Pentru că e în aceeași clasă. Mini clar. Există electric? Da. Da. Și vând aproape zero. Mai mult în, adică, mai mult în țările scumpe, dar nu au o versiune ieftină cum e asta. BMW Mini-ul electric, știi ce? E un BMW i3 pus invers, pentru că BMW-ul i3 era tracțiune spate, era motor spate. Ăsta e tracțiune față, motor față, de același lucru. Deci l-au pus și l-au pus. Și, au reciclat. Și i3 a încetat să mai fabrice, începând cu această lună. Exact, i3 nu mai există. Și e mai scumpă. Eu când am văzut mașina asta pentru prima dată, a apărut în 2020, pe la început, aproape de ziua mea, mi-aduc aminte. M-am îndrăgostit de ea pe loc. Și uite, am așteptat 2 ani să o conduc, 2 ani. Știi cum e, lucrurile care vin mai târziu le apreciez mai mult. Hai să mergem și înapoi să conduc și eu. Da, neapărat să conducă și el. Da, a doua mea mașină electrică, da, de la Fiat. Stai puțin, încă o dată. Știu că am făcut reclamă și la începutul clipului, DAB Auto, DAB Auto Serv, mereu au fost deschiși la colaborări cu mine și pentru asta le mulțumesc. Vedeți și conduceți mașina asta. Le mulțumim și noi. Le mulțumim. Gata. Și eu îi mulțumesc cu Fiat pentru că a făcut. Ok, hai că stau eu în spate, dar de data asta stau în spatele lui Mihai, pentru că... Urcă-te pe aici atunci. Cine e mai înalt dintre voi? Hai să arătăm cum intru în ea. Faci dintre mine. Și acum când nu intră, împinge. Bă, și stai, uite-te, adică, ok, nu vei avea loc un om de 1,70 și ceva aici, dar eu nu ating cu capul, înțelegi, nu ating și stau... Bun, să se urce Mihai, eu filmez. Hai. Și să vedem. Ta-dam! Și vin pe partea cealaltă să filmez locul la picioare. Deci pot să-mi bag picioarele sub sau pot să stau așa și nu mă deranjează, da? Deci nu filmează Luci Popa, filmez eu, da. Și chiar are. Da, și scaunul este decupat intenționat pentru asta, pentru că n-ai cum la o mașină de 3,6 metri, cu toate că e mai mare decât vechea generație, n-ai cum să o faci să acomodeze astfel de oameni dacă nu subțirezi un pic scaunele și le decupezi. Nu ai cum, adică n-ai cum să te pui cu legile fizice. Nu e o mașină în care să meargă în mod curent, dar și atunci când merg, trebuie să aibă posibilitatea aceasta. Da. Fără eforturi susținute. Yay! Așa. Nu știu ce mai voiam să mai zic, dar nu contează. Probabil aceste culori pot fi schimbate. Adică culoarea mașinii, mă gândesc. Cred că le poți alege. Se poate diferit. Și asorta, da, se poate și asorta. Și în mod sigur și acoperișul, plafonul poate fi diferit. Numai Mihai poate să... Ce ziceai, papa? Puțină power, așa. Pe viraje... Umilește multe mașini termice. De ce? 1. E ușoară, 2. Centru de greutate coborât și greutatea redusă contează foarte, foarte mult față de alte electrice. Nu simți că vine peste tine când pui o frână bruscă, că se urcă pe tine mașina? Chiar stă incredibil de bine, să știi. Mai spun o dată. Stă incredibil de bine. Așa. Dar mie mi-a plăcut mașina asta. Eu am mers chiar prin Constanța prima dată. Acolo dăm pe un. Și încă o chestie. Cu toate că are plafon panoramic, este insonorizată corect. E bine. N-ai zgomot. Da, un pic corect. Se aud oblinzile, atât. Dar doar atât. N-ai zgomot. Nu, eu mai degrabă aud anvelopele foarte umflate. Și anvelopele se aud. Într-adevăr, și anvelopele se aud. Și la drum lung, într-adevăr, oglinzile sunt cele care scot. Dar, totuși, e o mașină de oraș, o buburuză. Stă bine pe viraj. 150 de km la oră viteză maximă. M-a întrebat un dubițar, m-a oprit la semafor și m-a întrebat, prinde 200? Și mi-a spus că nu, că prinde 150, da. Sunt suficienți. 150. Și regenerarea e bună. Trebuie să devenim mai verzi. Nici nu avem țară în care să mergi cu 200, să fim serioși. Oricum, o mașină electrică pentru cineva care, ca noi, care o folosește cu 80-90% din timp în oraș, este ideal. Ce vorbim? Eu mă uit că fac zilnic cu hibrid aproape 40 de km în București, dus întors. Domiciliu, casă. Și ar fi ideală. 400 km ar însemna 10 zile, 2 săptămâni în călătorie. Da. Hai, pune 350 și tot e bine, știi? Exact. Pune o săptămână, știi? O dată pe săptămână.
dar este silențioasă. Asta am observat și eu, pentru că am mers și pe autostradă, am mers cu ea. Era pe 20. Ai pus-o pe 26 de grade, uite cât de bine bancă are aici, pe 25 de grade, iar afară sunt 30. Deci eu m-am urcat 29. În ea, după ce a stat toată ziua în soare, am luat-o la 5 seara, după masa, și a stat toată ziua în soare mașina, da? A băgat rece instant. Dar bine, așa e când ai pompă de ace, mă rog, compresor de ace electric, wow. Știi? Zitu că nu stă. Băi, stă incredibil. Zitu. Deci, incredibil, să știi. Și pe măsură ce mașina e încărcată, gen acum cum noi, și suspensia e ceva mai așezată. Când e ușoară, când e așa, țopăie puțin. Dar aici stă mult mai bine. Și nu îți dă semne că ar deveni instabilă și nu îți dă semne nici că... Dacă o înveți și după ce ai făcut câteva mii de kilometri cu ea și înveți reacțiile și poți să mai jonglezi un pic cu presiunea pneuri... Mihai, că nu e mașină de curs. Ascultă-mă! Te faci niște chestii prin oraș cu ea? În oraș, da. Printre alte mașini, tramvaie și... În oraș, da, și diametru de bracaj 9,7 metri, deci o întorci și te bagi prin oraș, că pentru asta e făcută. Da, uite-te un pic. Păi, răspunsul la pedală, ceea ce la termice... Tesla style. Tesla style, adică ce vorbim? Cuplu contează, dar pentru cine e interesat, 118 cai putere. Mai mult? Adică... La buburza asta? Dar are reprize de peste 320 de... Da. Până da. La un punct, bineînțeles. Până la un punct, da. Și până la multe viteză. Și eu încă sunt, uite, hai să pun în camera și pe mine, eu încă sunt un pic surprins de spațiu pe care l-am aici, adică am și cotieră, am geamuri, am vizibilitate foarte bună, deci nu am deloc senzație de claustrofobie, pentru că dacă este să măsurăm procentajul de sticlă raportat la suprafața mașinii, păi exact, e mare. Uriașe pentru mașina asta. E mare. Multă lume va zice că e scumpă și pentru majoritatea... Raportată la alte mașini electrice nu este scumpă. La ce calitate e în ea? Raportată la veniturile din România. Ideea e următoarea. Că care este produsul emblematic pentru marca Fiat? Ăsta. Ăsta, bineînțeles. Ok, asta e cea mai italiană. Oameni, românii sunt puțin... Nu puțin, sunt fuduli. Cum să dau pe un Fiat electric atât? Dar pe Audi ăsta cât crezi că a dat? Clar mai mult. Da. Sau aproape la fel. Sau aproape la fel, da. Îmi duc familia, mă duc în Grecia, toți sunt cu, da, până în Grecia de câte ori o încarci? Da, eu vreau să mă duc în Grecia cu un plin, dar eu vreau să fac Grecia, 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 Grecia. Românul e cu Grecia. Nimeni nu zice, bă, da, eu vreau să mă duc în concediu la Santorini și iau și eu avionul și închiriez un Fiat 500 de acolo și mă plimb, așa cum a făcut ai mei, de exemplu. Părinții mei, știi? Taică mi-a vrut să cumpere un Fiat 500 după ce am mers prin Italia cu unul închiriat, s-a drăgostit de el, știi? Nu era electric, pentru că, na. Încă se pun mașini termice la închiriat, dar el care a condus toată viața lui doar mașini plictisitoare, să zicem așa, știi, nu? Toyota? Adică Toyota. Ei, și Hyundai-uri și... Același lucru. Dar știi că i-am dat odată BMW-ul meu și a zis că, bă, ce bine stă pe viraje, ce bine merge mașina, știi? Adică nu se pune nimeni cu tine, și știi? Și după ce ai dat, tu ai spus ce? Vezi că îmi trebuie 1000. Vezi că o vând. Dar da, asta este o mașină de care te îndrăgostești ușor. Este o mașină care, ca o italiancă, îți pune zâmbetul pe buze, dar nu te plictisești de ea. O mașină cu caracter. Forme. Da. Și ați văzut, adică avem cotieră, spațiu de poistare acolo, avem wireless charging la, evident, depinde de echipare, da, acolo în față, USB-uri. Până la urmă, eu o mașină asta aș cumpăra-o pentru tehnologia electrică. Nu, o trăi și cu un ecran mai mic, să știi. Există ecran mai mic. Asta vreau să spun. Nu mi se par ultimile... Să ai nevoie de mega, de full-ul care ți-l poate oferi, să zici, știi, în termeni așa de mașini. Un producător nu trebuie să excludă niciodată nici o categorie de clienți cu venituri mai mici, dar nici o categorie de clienți cu venituri mai mari. În momentul în care această mașină reînvie o mașină, să zicem, istorică pentru Italia. Exact. Va fi cumpărată și pentru trendy, nu doar pentru... Da, e lifestyle. Chestia e lifestyle. Și plus că acum trăiește electric cu ea. Hai să vă... E fix tema cu iPhone-ul. Hai să vă spun. Oamenii normali au iPhone, oamenii bogați au tot iPhone, da? Și povestea e alta. I-am mai povestit lui Mihai în vlogul de pe... Cu abonament la Digi, ca tine. Da.
Și am mai povestit eu lui Mihai în vlogul de pe canalul lui cu cunoștința mea care are în garaj așa: BMW M5, Aston Martin și Ferrari, da? Dar el merge zi de zi în București cu o Toyota, cu un Smart electric. Și Smart electric e o alegere, să știi. Da, și care cred că își va lua și Fiat 500 electric după ce dă Smart-ul. Dar bine, ăla e Smart Brabus electric, e o ediție mai specială, mai pentru bogătani așa. Dar dacă o să-i placă mașinuța asta și poate o să o arăt, poate se va alege cu... Cât zici că costă? De la 22.000 cu rabla, dar s-au scumpit, a fost 16.000. Știu. Deci domnul Păun a făcut afacere. Deci a făcut afacerea vieții, nu că afacere. Dar domnul Păun și-a luat-o cu bateria mică sau mare? Nu știu. Apar, mă. Mă rog. Nici ori mai țin, trebuie să mă uit. A zis că se duce cu ea Constanța Brăila. Da, deci bateria mare. Inclusiv zgomotul de semnalizare îmi place. Și toate zgomotele mașinii. Și încă un detaliu. Mașina... Să nu-i o rișcă mașina asta. Care face... Da. Există pe anumite versiuni zgomotul pe care o scoate mașina la, până la 20 de km la oră în oraș ca să atenționeze pietonii. Este un cântec italian compus de un compozitor italian. În fine. Nu mai tăi nimic. Spune-mi, măi, nemții, ce au nemții? Beethoven era neam sau austriac? Au nevoie. Nemții au nevoie. Da. Au nevoie de astfel de mașini. Ca să concluzionăm, Popa, tu n-ai venit cu ea încărcată maxim. 92%. Acum e 87%. Ne-am plimbat de neasăturat, asta da. Pornită. Am forțat-o și am consumat 5% dintr-o baterie electrică. Aceeași distanță cu o mașină termică, aia din față, care e economică, sau a ta, care e poate și mai economică, și tot regimul ăsta consuma minim un litru. Minim un litru, ceea ce înseamnă 9 lei. Da. Păi noi aici cât am consumat în lei? În lei 5% ori 2 kW, 2 lei. Adică de 4 ori mai puțin, de 4 ori jumătate mai puțin. Dacă o încarci acasă, repet, pentru că dacă o încarci la stațiile de încărcare rapide sau așa, atunci vorbim de altă poveste. Oricum, nu vei ajunge niciodată la prețurile unui motor termic care consumă puțin. Da, știi, hai să vă spun o chestie. La stațiile de încărcare lente sau rapide, tu nu plătești kilowattul oră. Plătești faptul că stai acolo. Plătești viteza cu care acela ți intră în baterie, pentru că la pompă niciodată nu vei avea pompe cu debit variabil la pompele de combustibil, da? Tu ai o țeavă, intră cât intră, da? Ei, stațiile de încărcare rapide, asta, să zicem, 85 de kW, încarcă repede, da? 11 kW încarcă mai lent, priză domestică încarcă și mai lent. Tu plătești viteza cu care acel curent îți intră în baterie, nu plătești kilowattul oră în sine. Adică plătești stația, știi? Aia e. Opa. Felicitări, Luci, pentru colaborare. Da. Felicitări lui Fiat pentru mașina care a făcut-o. Exact. Și da, abia aștept să mă întorc la București cu ea, dar din păcate n-aș vrea s-o dau. Totuși, uite și tu ce plafon panoramic are, sticla acolo, sticla aici, sticla peste tot. E super aerisită. Eu nu mă simt claustrofob în mașina și asta. Și nuanțele alese, culorile. Și lasă asta, că voi sunteți înalți, da? Dar cu tot cu ăsta, că ia poți să-ți ieși și fără. Cap, tu ai pălăria în cap și distanță până la cap. Da. Popa, fă încheierea. Ok, o fac să încheierea, stai așa să pun. Deci, și cam acesta a fost episodul cu Fiatul 500 electric, o mașină pe care o aștept de mai mult de un an. Mulțumesc lui Mihai Popescu, Automaster și Mihai Popescu, Daniel Leulescu, Daniel Constantin Leulescu pe YouTube. DC Leulescu. Viitor DC Leulescu. Ca de obicei, orice abonare la oricare canal, like, share, comentariu, ajută algoritmul, noi putem să facem astfel de comenturi. La început ați văzut și cum se face un service la DAB Auto și mulțumesc pentru că a oferit atunci acea revizie gratuită. Mulțumim încă o dată DAB Auto pentru mașinuță și concluzia la Fiatul 500 este Mamma mia! Mamma mia! Ciao, signore!